Și apropo, dovadă că dieselul ăsta n-are ce să caute în oraș. Astăzi de dimineață, în trafic bară la bară, a luat 35 de minute ca să ajungă apa la 90 de grade. Mașina, noroc, avea scaune încălzite, nu era o problemă, dar vă dați seama, când și afară e foarte frig și sunt, nu știu, minus 10 grade și tu mergi cu un diesel în oraș, el niciodată nu ajunge la temperatura optimă de funcționare. Și nu e în elementul lui acolo. Dacă, în schimb, te duci extraurban, zero probleme, rămâne un motor ok. Pe profesoara mea de istorie din școala generală o chema doamna Lefter și era o persoană mai dictatorială, așa, în sensul în care preda istoria în stilul ăla militaresc, în care îți luai bătaie dacă nu știai anii de domnie, pe care învățai mecanic și niciodată istoria n-a fost predată într-un stil comparativ. Nu ni s-a zis și nouă că atunci când tot felul de voievozi prin caftane își făceau veacul prin București, fiind încălțați în niște încălțări precare și mergând prin noroi, într-un oraș precum Londra exista metrou subteran, chiar dacă nu încă electrificat, și asta se întâmpla încă de prin anii 60, 1860, nu 1960, când încă noi în București nu aveam metrou. Și totdeauna am fost de părere că istoria trebuie predată cumva constructiv prin comparații, pentru ca tu, elevul sau ce-i fi interesat de istorie, să-ți compui părerea pe mai multe planuri. Și am făcut acest intro în ideea în care tot la istorie ni se predă faptul că există niște civilizații clasice și tot ceea ce nu sunt ăia sunt considerați niște suboameni, sclavi sau barbari. Și ca să învățăm tot așa mecanic, că ne asculta la istorie și dacă nu știam ne luam o riglă peste palme, cred că undeva acolo în tot sistemul școlar românesc, pentru a ușura învățarea acestor popoare, s-a inventat acest termen de gohuges la bupecut, adică o înșiruire de barbari, goți, huni, gepizi, slavi, bulgari, pecenegi, cumani și tătari. Și dacă stai să te uiți la fiecare din culturile astea, îți dai seama că de fapt nu erau niște boschetari, că până la urmă niște oameni fără aptitudini nu ar fi putut să vină tocmai din Asia până în centrul Europei și să și cucerească orașe. Sigur, erau niște oameni violenți și agresivi, dar asta nu înseamnă că erau niște oameni cu cultură precară. Mult timp la istorie ni s-a explicat faptul că turcii sunt un popor de boschetari care au avut tot timpul ceva cu noi. Dar dacă stai să te uiți la acel Suleiman Magnificul, ca domnitor ce era el sultan, omul știa 7 limbi străine și fusese școlit la Viena. Adică atunci când vezi chestiile astea, ți se modifică un pic nuanțele de percepție. Și cumva putem migra gohuges la bupecuteala asta și în lumea auto. Pentru că în trendul acesta al producătorilor se tot plimbă niște triburi financiare. În sensul în care Opel la bun început a fost o firmă producătoare de mașini de cusut, fondatorul acestei firme, Adam Opel, nici măcar n-a văzut vreo mașină cât timp a trăit. Băieții lui s-au ocupat de migrarea către mașini. Maxim ce a văzut Adam Opel au fost o serie de biciclete, dar averea a fost făcută cu acele mașini de cusut. În egală măsură, firma Peugeot a început să facă crinoline, chestiile alea de metal care se puneau pe sub rochile alea cu talie de viespe. Și foarte multe exemple de genul acesta, numai că toate firmele astea au ajuns să colaboreze sau să fie deținute de către alte firme. Între 28 și 31, 1900, Opel a fost cumpărat integral de către General Motors. Mulți ar spune că a fost ca o pradă de război după perioada primului război mondial. Nu se știe chestia asta, dar până la urmă realitatea este că a fost achiziționat de către GM și a fost dusă mai departe treaba asta până prin 2017, când brandul ăsta, noroc că a fost cumpărat de către PSA, care la rândul lui a fuzionat cu FCA, Fiat Chrysler Automotive, și a format familia Stellantis. Adică unii finanțatori au fost americani, alții au fost francezi, unii au fost nemți și așa se face că, până la urmă, mărcile astea continuă să existe și au parte de o recalibrare, un refresh care de multe ori este foarte binevenit. Poți să spui foarte multe lucruri neplăcute despre mașinile moderne. S-au scumpit, au poate prea multă tehnologie cu care încă nu ne-am obișnuit pe deplin, butoanele au cam început să dispară și au fost înlocuite de tot felul de comenzi vocale, ecrane și alte chestiuni tactile, dar până la urmă au rolul lor
și faptul că există niște refresh-uri din astea, uite, provoacă indignare și lumea a cerut butoane și butoane va primi din partea producătorilor, pentru că majoritatea au zis că chiar dacă mașinile se vor digitaliza, se va reveni totuși la un pic mai mult analog decât este în prezent. Așa că piața cere, producătorii oferă. Guvernele solicită, producătorii se conformează și livrează niște produse care să fie cât de cât folosibile, la niște prețuri care nu sunt atât de digerabile. Dar nu o să țină pentru totdeauna chestia asta și o să mai vedem diverse plimbări, exact cum acele triburi de așa zici barbari au început și au ocupat tot felul de țări și au generat popoare pe care astăzi le cunoaștem sub numele de Marea Britanie, Germania, Franța. Adică înainte ceea ce numeai ca normanzi, că de fapt Marea Britanie este un fel de mix între francezi și norvegieni, respectiv, cum se numesc ei, ăștia cu trolii. Am un lapsus acum, mă rog, știți voi la ce mă refer. Și vei vedea în Germania tot felul de triburi din astea de ostrogoți, vizigoți, iar francezii erau numiți gali până la urmă. Și toți ăștia au metamorfozat în popoarele pe care le cunoaștem astăzi. Și poate de-aia, din natura asta a plimbărilor, anumite imperii precum cel britanic, olandezii și poate chiar genovezii, italienii, spaniolii, portughezii, au ajuns să cucerească lumea și au avut curiozitatea de a-și depăși cu foarte mult granițele și de-aia limbile de circulație internațională sunt respectivele. Vei vedea portugheză vorbindu-se în Brazilia, engleză într-o formă diluată în Australia și în Statele Unite ale Americii, spaniolă în tot ce înseamnă partea de sud a Americii și mai nou și în cea de nord, pentru că au migrat peste tot, și în multe alte zone din astea din Orient s-au sădit aceste culturi. De exemplu, recent am aflat faptul că localitatea Murfatlar a fost fondată de către niște nemți și la origine în localități precum Eforie sau Costinești vei fi văzut în 1800 și ceva foarte mari comunități de nemți și de oameni care ulterior au migrat în zona aceea de Bucovina și poate chiar estul Germaniei, pentru că e un amalgam interesant de culturi din care cred că toată lumea avea ceva de câștigat și ăia pe care am uitat să-i menționez se numeau vikingi. Și intro-ul ăsta a fost despre polivalență și de-aia cred că trebuie să vedem toate mărcile auto din mai multe perspective decât cum arată la o primă vedere, cât costă și lista de opționale. Da, sunt foarte importante aceste caracteristici pentru că până la urmă trebuie să ai nuțul în cont sau în buzunar ca să poți să-ți cumperi o mașină, fie în rate, fie cu banii jos. Trebuie să-ți placă și să ofere niște chestii pe care tu le vrei sau, dacă nu știai că le vrei, să-ți dai seama că ți le doreai în momentul în care vei fi privit lista de specificații sau, nu știu, vei fi făcut un test drive. Dar pe lângă toate aceste aspecte de zi cu zi prozaice, mai contează și povestea din spate. Și cred că pe un client de Opel l-ar atrage faptul că mașina asta are o meclă de Camaro, deși nu mai face parte din General Motors, are această grilă numită Visor, cu tehnică folosită pe Opel și în trecut, în sensul de folosirea unor faruri adaptive, care la momentul apariției erau net superioare farurilor folosite în grupul Stellantis, divizia PSA, care ulterior s-a aliniat, pentru că și ceilalți producători au primit genul acesta de faruri cu proiector, cel puțin opțional. Adică avem mama pixelilor LED, care chiar luminează foarte bine noaptea și am tras și niște cadre specifice cu această mașină. În ultimul rând, tehnica germană, chiar dacă nu mai este atât de prezentă sub această mașină, este calibrată și făcută în Germania. Da, mașina este făcută pe platforma MP2, adică folosește tehnica PSA de suspensii și motoare și platforme, împarte multe părți comune tehnice vorbind cu mașini precum Peugeot 308, precum Citroenul C5X, și câteva alte modele din grupul franțuzesc până la urmă și nu mai are deloc treabă cu General Motors. Însă linia de design și calibrarea mai rigidă a suspensiilor a rămas ceva pur nemțesc. Și de chestia asta m-am convins când am fost la Rüsselsheim la lansarea variantei Tourer a acestui model, adică Break-ul mai pe românește, care încă se fabrică în acea locație împreună cu DS4, care este o surată mai evoluată din punct de vedere al confortului, prețurilor și prin partea asta de dotări. Sunt făcute în același loc, dar au cumva o clientelă diferită și nu au chiar exact aceeași tehnică în sensul în care DS-ul primește și suspensii adaptive cu cameră, are parte de niște motorizări termice mai puternice și vine cu o cu totul altă linie de design, fiind mai mult spre crossover. Ăsta este un hatchback convențional, care din punctul meu de vedere arată
cum zic nemții, Zeiss sau Neckermann. Pentru că păstrează exact aceeași linie de design cu niște mici aluzii la vechile modele Cadet, cum ar fi niște mici difuzoare aeratoare în partea din spate pe montantul C și în general designul ăsta pătrățos. Pentru că, pentru cine nu știe, Opelul Astra se numește așa începând de la generația 6-a, F-ul. Primele variante au fost Cadet și probabil cel mai faimos și îndrăgit model din toată povestea asta de Cadet Astra rămâne totuși vehiculul care s-a metamorfozat în Cielo, și anume Opelul Cadet din perioada de sfârșit a anilor 80, pe baza căreia au fost făcut niște mașini precum Pontiac Le Mans și Deu Racer și ulterior ce avea să devină Deu Nexia pentru Occident și Deu Cielo pentru partea de Est, care a fost o mașină care efectiv i-a scos pe români din mizerie. Ca să sar de la Dacia la Cielo, era ca și cum ai sări de la mersul cu autobuzul cu un S-Class în prezent, de exemplu, deși ambele vehicule vor rămâne Mercedes, noi având în trafic cel puțin în România în prezent, și autobuze Mercedes Citaro, care sunt probabil o idee mai ieftină decât un S-Class modern, se întâmplă să fie chiar unul în spatele camerelor și s-ar putea să-l fi văzut deja în câteva cadre pe aici, niște mașini care n-au nicio legătură pe parte de confort până la urmă și de utilitate. Dar cam ăla era avansul tehnologic și cred că cumva de la Cielo a plecat și dragostea asta pentru Opel. Au fost niște mașini versatile care au ajuns să aibă viață și după moarte, ca să spun așa, pentru că moartea oficială a unei asemenea mașini se întâmplă după ce trece după un rând de proprietari, teoretic e casabilă, nu mai are o valoare comercială și totuși ele încă rezistă. Am zis-o, Opelurile, dacă nu ar exista, părerea mea e că foarte multe familii nu ar putea să se deplaseze de la A la B și mai ales noi, ăștia care cât de cât ne permitem să ducem o viață normală, nu am avea legume și mâncare pe masă, pentru că grosul meseriașilor din România folosesc Astre și Zafire, pe care le vei vedea în orice colț al României, cărând, minunându-te de fapt când vei vedea ce pot să care mașinile alea. Și asta arată cât de bine au fost făcute, deși toată lumea le hulește că n-ar fi fost făcute bine, că erau niște mașini de săraci și că așa cumva n-ai un statut social în ele. De bine de rău, până la urmă mașinile alea merg și o să meargă în continuare. Zafira A rămâne calul de povară al șantierelor și al meseriașilor, iar Volkswagenul Charan rămâne elita transportatorilor de persoane, pentru că nu o să vezi marfă în ele, ci câte 5, 6, 7, 9, poate chiar mai mulți indivizi, evident, deplasându-se ilegal în acest mod și, din câte înțeleg, va fi și schimbată legea în acest sens, nemai permițându-se transportul acesta nenormat de persoane. Și inclusiv cei care folosesc mici dubițe vor trebui să aibă tahograf, să respecte orele de odihnă pentru a nu se mai întâmpla tragediile de pe drumuri în care oamenii nu se odihnesc, merg de la A la B, unde B e la 3000 de kilometri, fără odihnă, fără mâncare, fără pauze. Dar alea sunt niște componente sociale despre care nu vreau neapărat să vorbesc acum, dar țin în mod special să le menționez. Și am vrut să fac paralela asta mai povestibilă, așa, în ideea în care am mai prezentat deja modelul acesta în diverse iterații. Am participat la două lansări, unde am mers cu versiuni pe benzină de 1, 2, 3 cilindri și versiuni plug-in hybrid de 180 de cai. Am făcut schimb între noi și în Germania și aici. Am făcut un video cu unul din Danii de la AutoVantage, pe care îl resalut cu această ocazie, deși vorbim destul de des și în privat. Și cu celălalt Dan tocmai am vorbit mai devreme. Iar deja ați aflat estetica, chestii de-astea de nuanță tehnică, așa că am vrut să o pun într-un context mai actual. Eu personal am fost proprietar de Opel Astra H undeva în jur de 13 ani, pentru că e o mașină pe care familia a cumpărat-o în 2006, în toamna acelui an, când eu eram, cred că, anul 1 sau 2 de facultate, nu mai țin minte, și a fost o mașină pe care am trecut după ce avusesem în primă fază în familie timp de vreo 11 ani o Dacia Nova, care a fost o mizerie. Și o zic cu toată fermitatea. Da, era o mașină cu care la vremea respectivă ne-am făcut drumurile de la A la B, ce credeam noi că înseamnă confort. Însă în momentul în care am trecut pe acel Opel Astra H, simplul fapt că pornea dimineața mi se părea uimitor și pentru asta am adorat acea mașină foarte mult timp. Și a fost o mașină cu un design specific, poate din toate generațiile de Astra a fost cea mai îndrăzneață, pentru că a avut foarte multe opționale posibile și linii de caroserie. Dar totuși rămân și G-urile de dinainte, care au avut niște versiuni OPC minunate și pe care am văzut montate niște swap-uri de motoare C25 V6 de pe Calibra, care Calibra și cu
Senatorul, Recordul, Ascona, Monaro, Manta și mai ales Omega Carlton, cred că rămân niște mașini de referință din povestea acestui brand. Iar astăzi avem o mașină mult mai, să zicem așa, docilă din punct de vedere tehnic, însă bine echipată. Opelul ăsta la lansare a venit în 6 niveluri de echipare disponibile, care în România sunt achiziționabile între aproximativ 22.600 de euro și până pe la vreo 31.000 de euro, dacă vorbim de motorizările termice. Și sunt cu diferențieri de preț între ele de vreo 1.000-1.500 de euro. Baza este un 110 cai benzină de 3 cilindri turbo cu cutie manuală în 6 trepte. Dacă vrei 130 de cai manuală, mai decartezi vreo 560 de euro, dar ai disponibil acea motorizare doar pe primul nivel de echipare și pe urmă tot poți să urci aceste niveluri de echipare. Mai departe, dacă vrei o cutie automată, trebuie să mai dai aproximativ 1.600 de euro și deja acolo ai acces și la niveluri superioare de echipare și peste toată povestea asta, dacă vrei un diesel, exact cum este acesta, îl vei primi doar cu cutia automată Cobra Poarte și diferența de preț față de o benzinară automată de Cobra Poarte este de aproximativ 1.300-1.400 de euro. Și așa se face că aici avem unul din nivelurile de echipare care nu mai poate fi achiziționat conform listei de specificații descărcabilă de pe site, adică echiparea Ultimate, care a fost disponibilă timp de un an, ori mai fiindcă stocuri, posibil să fie așa, n-am verificat, însă cert este că asta este foarte bine echipată, are un preț de listă de aproximativ 32.500 de euro, venind cu faruri adaptive, jante pe 18, având cutie automată Cobra Poarte, motorul diesel de 1.5 și 4 cilindri din fericire și 130 de cai, cu o tapiserie din Alcantara cu scaune AGR, care sunt certificate pentru confort, au reglaj electric pentru șofer, un digital cockpit cu posibilitate de head-up display pe care mașina asta l-are, ai o trapă care se deschide și are un oblon destul de consistent în partea din spate, care poate fi retras, și multe alte chestiuni de confort, cum ar fi o navigație de 10 inch, care conține una dintre cele mai bune părți de software pe care le-am văzut, și anume aplicația TomTom, care este prezentă în Stellantis de ceva timp, și multe brizbrizuri din astea care oricum pot fi reglabile din configurator. Poți să te duci și mai sus de acest nivel, în ideea în care poți adăuga anumite pachete sau opțiuni individuale și dacă te arunci la tot ce se află acolo, o să regăsești niște tarife cam de 5.000 de euro cumulat. Adică poți să alegi un pachet de scaune cu memorii, cu masaj, cu ventilație, cu încălzire, cu volan încălzit, cu tapiserie din piele care e vreo 2.600 de euro, sau poți să alegi un tip de tapiserie Napa, tapiserie Alcantara, sau poți să alegi textil cu microfibră în două tipuri de colorit, sau o stofă simplă, care nu costă nimic și este inclusă în echipările de bază. Farurile adaptive, camere de luat vedere, adică sistemul de parcare automat pe 4 camere care îți filmează tot lateralul mașinii, poți avea diverse mărimi și modele de jante, portbagaj cu deschidere electrică, keyless entry, un sistem audio puțin mai dichisit cu 6 incinte acustice. Dacă vrei, poți să nu iei navigație, deși nu recomand pentru că e un sistem foarte bun și merge și conectivitatea auto, Android Auto și Apple CarPlay Wireless și multe, multe alte chestiuni. Și dacă vrei să fii și un pic eco-friendly, să spunem așa, și vrei să te duci în teritoriul ăla în care ai acces la curent ieftin și parcurgi foarte mult în oraș, poți să ții varianta plug-in hybrid de 180 de cai putere totală, care are 4 niveluri de echipare și prețuri între 36 și 40.000 de euro. Știu foarte mult față de cât costa Astra, eu am zis prețurile care sunt. Din ele, vedeți voi la reprezentanță câte etichete rabla aduceți, că la plug-in hybrid poți să scazi până la vreo 6.500 de euro și din versiunile normale poate mai poți să negociezi ceva, așa că alea sunt niște prețuri de listă, nu neapărat plătibile final. Iar versiunea plug-in hybrid are avantajul de a veni cu un sistem de frână electromecanic, scap de pompa de vacuum, are un motor de 1.6 turbo în 4 cilindri de 150 de cai și un motor electric de 110 cai montat în transmisia față, care înlocuiește convertizorul de cuplu al cutiei de viteze iSync cu Cobra Poarte. Și puterea totală a sistemului este 180 de cai, cuplul motor 250 de Nm și la al motorului electric vreo 320, cumulat-o vreo 360. Și se pare că în 2023 se va lansa modelul GSE, care va fi
plug-in hybrid de 225 de cai, aceleași cifre, doar că motorul e urcat la 180 de cai. Și o să vină și un model complet electrificat, probabil în 2023-2024, care va folosi și o estetică de interior diferită, în sensul că va avea un bord de sticlă complet cu niște ecrane altfel făcute decât pe acest model, așa că ar trebui să arate mai bine. Cam asta e povestea mașinii, cam la ce tarife o găsește aici. Asta este un 1.5 diesel de 130 de cai și aproximativ 300 de Nm, care consumă foarte puțin, însă nu neapărat puțin raportat la puterea sa. Adică, dacă ar fi să iei o variantă pe benzină, care însă în cazul de față e doar un 3 cilindri de 1.2, vei vedea consumuri similare în multe situații sau dacă depășesc valoarea asta, o depășesc cu foarte puțin. Însă dinamica e superioară și nu e un motor care să fie gălăgios în accelerații, dar fiind un 3 cilindri, are acel tremurat specific în anumite situații pe care tampoanele motor îl preiau cu succes, dar succesul ăla la un moment dat dispare și vor trebui servisate când vorbim despre o deținere pe termen mai lung. Din păcate, nu poți accesoriza această mașină cu motorul de 1.6 turbo termic curat, doar pe DS4 poți să faci chestia asta și nici nu primești suspensiile adaptive pe care DS4 le primește și alte briz-brizuri, precum Night Vision, de exemplu, dar ai o mașină pe care o regăsiți de asemenea prezentată pe canal într-o nuanță poate mult mai variată decât aceasta, pentru că avea destul de multe echipări și dotări. Mașina, din păcate, nu a trecut pe un sistem de suspensie disponibil în grup pe platforma MP2, și anume multibrațul cu 4 brațe pe spate, cum are un C5 Aircross sau un C5X, și la fel ca Peugeot 308 și DS4, rămâne cu o traversă deformabilă pe spate și un McPherson pe față. Însă este interesant că e calibrată destul de bine și nu prea îți dai seama de diferențele acestea. Cam asta a fost povestea, sper că v-a plăcut și că cine nu văzuse celelalte prezentări sau dacă le-a văzut, poate a mai regăsit ceva interesant acum. Hai să deschidem un pic capota să mai vorbim despre un motor care probabil nu o să mai fie în peisaj foarte, foarte mult timp, adică peste 5 ani eu nu-l mai văd să existe, pentru că deja se pune accentul pe o formă de electrificare, un hibrid, un plug-in hybrid și treceri, avansuri, pentru că mașinile astea o să înceapă să folosească alt tip de cutii de viteze, unele cu dublu ambreiaj, și motoarele vor fi recalibrate, așa că e posibil ca dieselul să nu prea mai aibă un rost, mai ales că nu are niște consumuri atât de cu pipeta precum te-ai aștepta, dar rămâne o motorizare de luat în calcul pentru cine face drumuri lungi și vrea o autonomie mare ca să oprească rar la benzinării. Acesta este un motor franțuzesc pe numele său DLD, dacă vine din partea Ford, însă niciodată nu a fost din partea Ford sub exact această formă pe care o vedeți sub capotă, dar ceva este de Ford și o să explic imediat, sau îl vom găsi sub denumirea de DV5, dacă vine din partea PSA. Codul exact al motorului fiind DV5RC. Au fost puteri de la 75 la 130 de cai, turbine cu geometrie fixă și ulterior turbine cu geometrie variabilă. Toate motoarele diesel făcute de francezi din 1998 până în prezent au fost finanțate majoritar de către Ford, pentru că Ford a văzut un potențial în tehnica franțuzească și a investit pe multiple planuri și pe benzină și pe diesel foarte multe milioane, sute de milioane de euro, cred că chiar s-a ajuns la niște miliarde, și a mai făcut Ford chestia asta împreună cu Mazda. Atunci când deținea parte din acel grup și multe mașini precum Fordul Probe foloseau de fapt platforme și motorizări de Mazda. Francezii practic au văzut acele 2000 HD-uri care fusese făcute pe baza celor XUD, motoarele anterioare care nu aveau common rail. Francezii au fost unii din primii care au implementat common rail pe acele motoare folosind sisteme Bosch, la fel ca acest motor, însă ulterior au mers pe Siemens și acum pe Delphi. Siemens a fost cumpărat de Continental ulterior, dar niciodată 2000 HDU modern nu a folosit injecție de la Bosch, având injectoare piezo de la Delphi. Iar ramurile mai mici de motoare au fost cele de 1.4 și de 1.6, iar 1.5 este un derivat din acelea, care însă stă pe o bază tehnică de Ford. 1.4 practic vine în continuarea motoarelor de putere mică din clasa veche a lui PSA, iar 2000-urile erau pentru putere mai mare și împart anumite chestiuni de arhitectură, cum ar fi felul de acționare al arborilor cu came. Și francezii, practic pe banii lui Ford, s-au jucat foarte mult cu configurații. Au făcut versiuni de 8 valve de 2000, ulterior de 16 valve, versiunile de
1.4 și 1.6 inițial foloseau un sistem pe 16 valve și mai ales cele de 1.6 au migrat pe o configurație de 8 valve. Iar pe toate aceste baze Ford a reușit să compună o gamă de motorizări V6 și V8 diesel de 2.7-3.0 pentru V6 și 3.6 și 4.4 pentru V8-uri, care însă parțial au fost folosite de PSA, doar versiunile V6 de 2.7 și 3.0, V8-urile fiind rezervate pentru vehiculele Land Rover diverse modele. Astea însă au luat ca bază un bloc motor de Ford de 1.5, doar că erau niște diferențe. Inițial 1.6 HDI avea o parte de cursă și alezaj ce îi dădea o cilindrie de 1560 de centimetri cubi și Ford și-a obținut un bloc de 1.5 micșorând alezajul și trecând pe 8 valve. PSA a venit și a luat acest bloc pentru că a văzut că fusese testat deja în producție, trebuia să optimizeze 1.4 și 1.6 ca să aibă norme de poluare mai bune și l-a făcut tot de 1.5, respectiv 1499 de centimetri cubi, însă a preferat să păstreze alezajul pe care 1.6 HDI l-avea și a micșorat cursa. Deci dacă îl compar cu cel de Ford, diferențele stau în proporții. Ai tot 1499 de centimetri cubi, însă la ăsta ai alezaj mai mare și cursă mai mică decât la Ford, care are cursa puțin mai mare și alezajul mai mic. Adică sunt niște motoare puse cu proporții diferite, tocmai pentru că HDI-ul de 1.5 folosește 16 supape, 4 pe cilindru și Ford a rămas la variante de 8 supape pe cilindru. Însă Ford în prezent nu mai folosește acele motoare și a trecut pe seriile Blue HDI, care au revenit pe un sistem cu curea de distribuție în ulei și niște soluții tehnice oarecum ciudate pentru clasa aia de motoare. Așa că ce vedem aici? Da, are un bloc de Ford din aluminiu, culasa însă este dezvoltare 100% PSA și vine cu niște inovații care îl fac să fie mai economic și eficient pe partea asta de emisii față de variantele de 1.6 și a scăpat și de celebrele probleme cu colmatarea conductei de gresare a turbinei, cu uzura arborelui, cu came de evacuare și chestiuni din astea de nuanță. Motorul este integral făcut din aluminiu, spre deosebire de 2000 HDI de W10 care este cu bloc de fontă și are cămășile de oțel. Este un motor de tip open deck care folosește și partea de chiulasă din aluminiu, evident, și are o distribuție pe curea. Cureaua este una simplă, în ideea în care ea pleacă de la arbore, trece peste o serie de role, pe urmă se duce sus aici peste arborele cu came de admisie, care îl leagă pe cel de evacuare printr-un lanț, care este integrat undeva în această carcasă, în partea aceasta, exact cum este la 2000 HDI. Și pe urmă, cureaua continuă peste pompa de înalte, care este un Bosch CP4S1, parcă se numește, ce furnizează aproximativ 2000 de bari către un set de injectoare standard cu conducte de retur și cureaua după aia continuă peste o pompă de apă și se întoarce înapoi la arbore. Cei doi arbori cu came sunt legați prin acel lanț, la fel ca la 2000 HD, însă diferența este că acolo pompa de înalte stă în capătul arborelui cu came de evacuare, motorul având sucit invers, admisie aici, evacuare pe spate, și la fel ca la acela, unul din arborii cu came, în cazul de față, cel care stă pe partea de admisie, alimentează o pompă de vacuum care are ca unic rol asigurarea vacuumului pentru servofrână. Chestie care la un moment dat probabil va dispărea când mașinile vor trece pe o configurație electrificată. De exemplu, versiunile plug-in hybrid cu 1.6 turbo benzină nu au pompă de vacuum, frânele sunt electromecanice de la Bosch, exact aceleași folosite și de Tesla, iar compresorul de aer condiționat este complet electric. La această mașină el este convențional, fiind situat pe această curea de accesorii împreună cu alternatorul mașinii. Cam atât pe partea asta de descriere, evident capacul ăsta fiind din plastic necesită ceva atenție periodică pentru că are niște garnituri și de asemenea aici se regăsește modulul de retur gaze Carter. Acest retur se ocupă de tragerea gazelor în exces din Carter și le reintroduce în partea aceasta de admisie în turbo unde se află vacuumul, iar prin acest modul se introduce aer curat în partea asta de garnitură. Și practic dacă stai să te uiți, mai are un rol traseul acesta, în sensul în care pompa de vacuum trage aer, face vacuum pentru frâne și descarcă aerul în Carter pentru a purifica practic toată zona, este ca o pompă, în sensul în care gazele alea nu sunt ventilate în atmosferă, mai ales că pompa de vacuum este gresată cu ulei și ar fi produs niște emisii în acel caz.
Injectoarele sunt plasate central, au conducte de retur care se întoarce în zona de filtru și pompă, în partea asta unde se află și filtrul de motorină, și aici putem vedea rampa comună, care este situată în partea din spate deasupra admisiei. Galeria de admisie este integrată, este o singură gaură, care are un traseu destul de alambicat. Prin rezonatorul ăsta se trage aer, prin filtrul de aer acolo se curăță, intră în turbo, turbina comprimă, prin această conductă bagă într-un intercooler care este plasat undeva vertical în partea asta laterală de bară, și după ce aerul este comprimat trece de această conductă prin flapsul ăla de control gaze admisie și intră direct în galerie. Însă pe traseu se mai află supapa EGR electrică, ce conține de asemenea și un răcitor care ia gazele din zona de galerie de evacuare direct din chiulasă și le introduce în zona de admisie, răcindu-le ocazional, astfel încât să poată să îndeplinească acele norme destul de agresive de poluare. Cam asta ar fi, motorul merge cu sistem de culbutor compensare hidraulică, deci nu necesită reglaje de joc, și fiind făcut din aluminiu, este un motor ușor, compact, care își găsește locul sub foarte multe capote de vehicule, îl vom găsi și la dube și la mașini mai mari. Nu este însă un motor foarte puternic, de asta mașina nu are cele mai bune performanțe dinamice, dar consumurile rămân la niște valori bune. Am uitat să spun că turbina este una cu geometrie variabilă cu motoraj electric și are și o supapă specifică de wastegate acolo, care, pardon, nu are wastegate, mă scuzați, am filmat mai devreme ceva similar și de-aia mi-a ieșit porumbelul din gură, nu are nevoie de wastegate pentru că are geometrie variabilă. Cam asta ar fi motor, evident, are AdBlue, are catalizator și de reducție și de oxidare și filtru de particule care sunt plasate foarte aproape de motor ca să fie degajarea termică foarte bună, și este un motor care are o transmisie Aisin AWF8F35 care vine cu 8 rapoarte, convertizor de cuplu, o raritate în prezent în industrie. Și ce aș mai fi făcut eu la el? Aș fi preluat sistemul de 12V pe care îl are 2000 dieselul, în sensul în care acolo start-stop-ul este implementat prin alternator și nu printr-un demaror clasic pe volantă, eliminând tgd-ul ăla specific la pornire, chiar dacă mașina nu este un mild hybrid. Îl poți regăsi, de exemplu, pe un Peugeot 5008, care folosește acel sistem. Nu are o baterie pe litiu separat, este tot bateria mașinii convențională, însă au reușit să implementeze foarte mișto acel sistem și e un start-stop foarte, foarte rafinat. În rest, relativ convențional, și e o mașină care are totuși valențele astea de clasă compactă, cu portbagaj încăpător, cu spațiu destul de mare înăuntru, iar ce mai îmi place în mod special este integrarea duzelor în brațul ștergătorului. Hai să vedem cum arată interior și ce impresie avem de la partea de condus. Acest exemplar are 32.745 de euro preț, fiind efectiv stock, în sensul în care nu are vreun pachet opțional. El vine în standard cu multe chestiuni, cum ar fi trapă, scaune încălzite, volan încălzit, jantele astea pe 18, tapiserie de alcantara cu scaun electric la șofer, manual la pasager, cu banchete rabatabile, camere 360, faruri adaptive, LED pixel, cu navigație, cu display de 10 inch, 6 boxe, head-up display, cockpit digital, o ciudățenie dacă pui trapă. Nu poți să pui parbriz încălzit, din câte am văzut, sau cel puțin parcă la 308 era limitarea asta. Sisteme de asistență precum pilot adaptiv, frânează singură, ține banda, o să primească și niște update-uri în viitor, pachetul Drive 2.0 parcă se numească, care o să știe să și schimbe banda dacă dai din semnalizare și ți-a apăsat. Și tot felul de chestiuni, cum ar fi de exemplu un sistem de purificare de calitate aerului, care măsoară de fapt indexul, și o tapiserie Alcantara Jet Black se numește, cu scaune certificate AGR. Dacă ar fi să mai pui una alta pe ea, în configurator găsești cu lux de amănunte destul de multe opțiuni potențiale. Îmi place că au și pachete, dar au și opționale individuale. Adică, de exemplu, poți să iei un pachet Active Cruise Control pentru manuală sau pentru transmisia automată, care are și plecarea automată de pe loc, ambele țin distanța. Sistemele alea de asistență, pachetul Ultimate, care vine cu multe chestii și e vreo ceva de genul 3200 de euro, adică ai și scaune și trapă și scaune încălzite și masaj și toate cele. Pachetul de lumini e vreo 1000 de euro, iar culorile sunt undeva
între 230 și aproximativ 660 de euro și îmi place că sunt numai nuanțe din astea stridente. Ai vreo 5 tipuri de tapiserii care pleacă de la stofă până la piele în apa și scaunele pot fi cu masaj, fără masaj, cu ventilație, încălzire, certificate Aghiere sau nu, climatizare pe două zone care oricum vine în standard în echipările astea și 3 tipuri de infotainment-uri, toate având acest ecran de 10 inch, îmi place, chiar dacă nu e navigație, îți dă oricum ecranul acesta mare. Și în rest cam atât, că la opțiuni individuale ar mai fi jantele și câteva chestiuni precum senzor de parcare, treburi de genul acesta. Mașina, pentru gustul meu, arată foarte bine, are niște proporții agresive așa, dar cu un contur pătrățos care ne aduce aminte de multe elemente din istoricul acestei firme. În mod special desenul acesta care era prezent pe niște Opel-uri Kadett mai vechi. Stopul de frână de aici îmi place și cel de ceață și marșarier în partea de jos de acolo. Iar deschiderea portbagajului este una cu clapă manuală, de fapt, da? El poate avea opțional și deschidere electrică. 422 de litri acest portbagaj cu bodea dublă și vreo 362 varianta plug-in hybrid. Apropo, o chestie interesantă este că versiunea break vine cu ampatament mai mare, dar este folosit exclusiv pentru a avea un portbagaj mai mare de 510 litri și nu pentru a avea loc suplimentar în partea din spate. Podeaua este dublă, deci sus-jos, nu o pot lăsa acum pentru că am acel kit legislativ cu extintorul și uite, asta îmi place mai mult la anumite mărci nemțești, cum ar fi, nu știu, Mercedes sau Volkswagen, că poți să-ți monteze extintorul sub scaune, în față, acolo unde de fapt ar trebui să stea ca să-l ai la îndemână. Asta oricum puteți să vă faceți și singuri. Stopuri LED, faruri LED foarte drăguți desenate, mie îmi plac proporțiile, fiind evident mașină diesel, avem și AdBlue-ul. Iar în zona de uși spate, din păcate, aici este material tare, dar compensează cu alcantara pe partea aceasta și cotieră cu material moale inclusiv pe partea de aici. Nu are capitonaj, aici îți încape o sticlă de jumate, iar în zona de interior, banchetele sunt rabatabile fracționat, avem și cotieră pe mijloc, accesul este destul de facil. Nu este însă o mașină foarte, foarte încăpătoare în partea din spate, pentru că e o compactă până la urmă și dacă dai scaunele mai în spate, se poate vedea că n-ai cine știe ce loc la picioare. Dar nu mă luați pe mine ca reper, care am înălțime de 1,90. Aici putem vedea aeratoare pentru spate, spațiu de depozitare și o mufă USB. În partea aceasta, butoane pentru iluminat, 4 mânere și ce-i ciudat ce nu văd aici, nu are deloc un cârlig de depozitare, deci trebuie să agăți direct de chestia asta, pe la alte mărci am văzut. Scaunele sunt scobite, deci încap genunchii destul de ok și în partea aceasta o cotieră cu suport dublu de pahare. Ușile față sunt cu material moale. În partea asta de sus de aici au un ornament mat, îmi place că nu-i piano black, mai ales că pe consolă are puțin de piano black. Un LED pentru iluminat ambiental pe multiple culori aici în zona de interior de la ușă și de la picioare, care amestecă culoarea albă cu culoarea asta configurabilă. Un pic de piano black aici. Material moale peste tot și tot așa fără capitonaj în partea de jos, iar scaunul pasager are reglaje mixte, în sensul în care cel de înălțime, înainte-înapoi și partea de extensie pernă plus pătar tetieră sunt mecanice, dar partea de sus-jos din față este electrică și sunt niște scaune cu certificare de confort care sunt foarte comode pentru că au un sistem așa ca o spumă de memorie și mi se pare că au o retenție foarte bună. Chiar stai super bine în ele, nefiind atât de late încât să ai joc, dar nici prea înguste. Și în zona de consolă, materiale moi, în afară de exteriorul ăsta care este dintr-un plastic mat, aeratoarele pot fi selectate din partea asta de aici și pot fi închise, material moale inclusiv în partea asta inferioară de aici. O mică critică este că dacă ești cum ești acum și ai motorul oprit, nu se aprinde lumina în torpedo. Dacă în schimb pui contactul, se va aprinde lumina.
Și chestia asta mi se pare puțin ciudată. Aici poți să amintești și de mașina mea personală, Honda Accord, unde dacă ai pus pozițiile mașinii, lumina din torpedo va sta permanent aprinsă. Pentru că probabil din economie de costuri n-au mai pus un contact ca să închidă acea lumină. Iar în zona centrală, Opel a avut abordarea de a păstra comenzi, în sensul în care ai ventilații și încălzire în scaune în cazul în care mașina este echipată cu așa ceva, comenzi pentru climatizare fizice, viteză de ventilație, temperatură și câteva comenzi pentru parbriz încălzit, care este pe mașina asta, deci pe 308 era acel conflict, lunetă de givrată cu oglinzi, funcție auto pentru climă, în partea aceasta este un suport de ochelari, care se deschide sub forma unui flaps, care se poate vedea în partea asta, evident este capitonat. Și ce mai interesant, un foarte mare spațiu de depozitare aici, unde ai și încărcător wireless și mufe USB Type-C și o priză de 12V și încărcătorul de telefon, plus încă un spațiu în partea aceasta, jos aici. Iar aici un suport dublu de pahare, selectorul de moduri de condus, schimbătorul și un spațiu de depozitare aici unde, de exemplu, poți să pui cheia. Iar toată partea asta centrală, consola, are un spațiu amplu de depozitare. Ea nu e ventilată propriu-zis, însă se răcește pentru că trece curentul de aer care ajunge la aeratoarele astea din partea din spate. Iar în zona superioară, o închidere heliomată pentru oglindă care chiar funcționează acum. Putem vedea că am activat-o prin apropierea luminii de această oglindă pentru că este contactul pus. Altă critică, în partea aceasta n-ai un LED general, un buton care să aprindă toate LED-urile, deci nu poți aprinde LED-urile din spate, de exemplu, și de aici este comanda pentru trapă, oblonul fiind cu închidere manuală și îmi place că e negru, nu trece lumina prin el, parasolarele sunt tari, sunt ușor de folosit și nu se vor murdări, iar în zona de infotainment aici nu ai un buton de unde poți să schimbi melodiile, trebuie să o faci doar de pe ecran. Un pic ciudat, nu știu, dacă ești muzicofil, de exemplu, în rest nu pot să zic că regăsesc alte critici de menționat. Și ce nu mai îmi place, nu coboară oglinzile la marșarier, deși la generațiile anterioare se întâmpla chestia asta. Reglajele pentru geamuri, pentru head-up display în partea din față și oglinzi și plierea lor în partea din spate, iar șoferul are parte de reglaj pe 8 direcții, plus lombar pe 4, două memorii, și în partea de sus tetiera are reglaj pe adâncime și pe înălțime. Adică poți să o dai mai în față, mai în spate, mai sus, mai jos. Și în zona aceasta aeratoarele astea pot fi selectate pe direcție de aici, automat se pot închide și de la partea asta reglezi sus-jos. Comenzile pe volan pentru pilotul automat și pentru infotainment. Padele pentru selectarea vitezelor pe modul manual, buton pentru oscilația meniurilor și pentru actualizarea consumului de computerului de bord. Dacă ții lung apăsat pe buton, pornește și motorul. Și aici putem vedea una din vizualizările disponibile. În toate ai turometru și nivel combustibil pe lateral, care sunt sub formă de valoare plus scală și dacă apeși ritmic acest buton, se schimbă graficele de afișaj, ele sunt configurabile din meniu, poți să ai până la 5 valori și mașina are și un head-up display care poate fi văzut cu ochelari polarizați. Interesantă chestia asta. Și evident el se comută odată cu bordul. Nu poți să schimbi doar bord sau doar head-up display. Iar în partea de grafică, de exemplu, dacă ești undeva în zonă de hartă, ceva de genul aici, și apeși butonul de computer de bord, undeva sus în head-up display îți va apărea afișajul de consum de computer de bord, ca să ai tot timpul informația disponibilă. Iar în zona centrală, în stilul clasic PSA, dacă atingi cu 3 degete, te duci într-un buton general de reglaj, unde poți vedea scurtături și, de exemplu, ai setările mașinii, poți să-ți faci niște profile, la particularizare poți intra la reglaje de afișaj pentru partea de bord și aici îți poți pune mai multe pagini până la 5 și fiecare din pagini este editabilă. Eu le-am setat așa, toate să conțină computer de bord și, de asemenea, în zona centrală poți să pui până la 5 ecrane,
cu tot felul de paginări. Și, de exemplu, dacă adaugi pagină, poți să pui ori widget-uri individuale, ori tabulaturi mai mari și dacă vrei să o ștergi, ții lung apăsat și se mută în partea asta de aici sau pur și simplu nu îi dai salvare. Dacă dau acum înapoi, revin la acel meniu. Aici, de exemplu, poți să schimbi culorile de ecran. Mie mi-a plăcut mauve-ul ăsta mai mult și dacă te duci la culoarea interioară, de asemenea ai mai multe colorituri de LED care schimbă toată zona asta interioară, momentan apare cumva cu verde. Setări de conectivitate, Android Auto, Apple CarPlay vor fi wireless și de asemenea ai navigația care este excelentă din punctul meu de vedere pentru că e conectată la server, mașina are modul wireless, are un LTE pe ea cu card eSIM și asta înseamnă că știe trafic, știe rute, are tot ce trebuie acolo disponibil. Și o recunoaștem că este un TomTom după aceste grafice din partea asta de aici. Iar dacă vrei să intri, de exemplu, pe meniul de climatizare, tot așa, trei degete, apeși frumos aici și poți controla chestiunile astea și prin butoane, doar că ai mai ușor de făcut aici, de exemplu, să oprești să pornești head-up display-ul și dacă pornești, de exemplu, încălzirea în scaune, ți apare acest modul pe care îl poți folosi tactil, dar sincer, mai bine folosești butonul. Aici un avantaj e că, de exemplu, dacă vrei să pornești scaunele și să le oprești, apeși o singură dată, nu trebuie să apeși de 3 ori. Ai buton de home, aici îți arată calitatea aerului, cât de curat este mașina. Pe butonul ăsta de mașină vei regăsi niște scurtături, care sunt de fapt din lista asta de funcții, cum ar fi controlul tracțiunii, traction controlul, start-stop-ul, chestiuni de, nu știu, recunoaștere semnelor de circulație, ți le bifezi aici și ele vor apărea tot timpul la scurtături. Dacă te duci în ecranul ăsta central, principal, aici, de exemplu, poți să vezi hartă, ai meniul de scaune unde vei avea, nu știu, partea de masaj dacă va fi disponibilă și, de asemenea, dacă te duci pe panou cu aplicații vei intra la intrarea asta cu trei degete pe care am făcut-o eu mai devreme și la ADAS intri pe sistemele de asistență, poți de exemplu să oprești lane assist-ul de aici. Cam atât, hai să facem și o probă nocturnă așa să vedem ce impresii generale mi-a lăsat mie această mașină și să vedem ce părere aveți și voi despre ce părere am eu. Altă chestie care nu-mi place, n-are auto-hold, la fel ca toate vehiculele din grupul PSA. Fizic au capacitatea asta, doar că nu au buton pentru așa ceva, însă poți să-l activezi. Dacă, de exemplu, dai drumul la pilotul automat și nu ai mașină în față, se va activa cu valoare de 30 de km pe oră și mașina va rămâne oprită, numai că e un pic peste mână, că trebuie să faci chestia asta la fiecare oprire la semafor și cu siguranță o să uiți. Mie mi se pare o mașină ușor de condus, cu o senzație destul de sportivă, pentru că este destul de rigid setată suspensia, dar nu atât de rigid încât să fie un disconfort perceptibil. E adevărat că aici avem jante pe 18, 225, 40 cu 18. Talonul e mai micuț, se va resimți chestia asta, dar dacă e niște jante mai cu balon mai mare, nu vor fi probleme de confort, însă nu va fi mașina la fel de stabilă și mie personal mi se pare că parcă e mai bun compromisul ăsta așa, pentru că l-avea și Astra de dinainte, am avut și eu la fel genul ăsta de jante cu talon mic și mașina se comporta bine. Oricum nu auzi boncănituri de la suspensie, nu vă gândiți că e o mașină rigidă sportivă, dar e bine calibrată și chiar dacă are punte pe spate, stă bine pe viraje, nu o simți în disconfort și sincer chiar am testat-o, adică am mers cu ea și în Germania, am mers cu Dan în România la lansarea oficială din România și am parcurs, nu știu, 5-600 de kilometri cu ele și mi se pare că e o mașină ușor de condus. Vizibilitate foarte bună a farurilor, care se trec singure între faze pe moduri automate, au și sistem Matrix și ce e într-adevăr încă performant la această motorizare rămâne consumul, mai ales dacă faci kilometri mulți. Eu personal am mers cu mașina undeva în jur de, nu știu, 4 ore, 5 ore cumulat în oraș. Uite acum, de exemplu, C
sincer, mai de vreme am filmat un Golf performant, un GTI, și stătea, nu stătea la fel de bine ca asta în viraje. Adică se simte calibrarea bună a șasiului și aici contribuie și motorul ăsta care e din aluminiu ușor. Revenind la partea de consumuri, astăzi de dimineață am prins un trafic crunt, am făcut aproape 2 ore până la zona de filmare și consumul final a fost de 8,9. Ce am mai mers eu până atunci că s-a mai relaxat traficul, am făcut undeva consum de 8,3 cât îmi afișează acum. Iar la un mers mai lejer în oraș, când prins puțin mai liber, vei găsi consumuri cam de 7,4, atât am scos eu. Undeva între valorile astea, oricum. Chiar a fost crunt de dimineață și mai mult decât atât nu văd să ajungă să consume motorizarea asta. Adică nu cred că ajungi la niște consumuri de 10 cu ea. Dar stă foarte bine. Adică nici măcar când are o tentă de subvirare, nu simți cumva că ar urma să depășească, să iasă din partea aia. Și dacă mergi pe DN1 liniștit cu coloana cu viteză de aia medie de 62 de km pe oră, o să ai consumuri de 3,8, eu atât am scos. La un mers puțin mai alert, dar în sate, tot cu viteză mică în jur de 68 de km pe oră, am avut cam 4,1-4,2 în intervalul acesta. Dacă însă o duci pe autostradă, vei vedea cifre de 6,4, cam așa. Cel mai mult eu am scos cu motorizarea asta pe autostradă când era și vânt, anvelope late, pe un Peugeot 308, exact aceeași configurație tehnică, 7,3. Dar la un mers mai susținut a început să scadă consumul, așa că mie mi se par încă niște cifre competitive, însă depinde cu ce le compari. Pentru că, de exemplu, dacă te uiți la un Citroen C5X, vei vedea că scoate aceleași consumuri de autostradă și oraș, cu o motorizare de 1.6 turbo benzină de 180 de cai. Dacă mașina e trecută pe sport, automat răspunsul pedalei e puțin mai bun, doar că în regimul superior de turații vei cam trage de ea, adică nu e o motorizare puternică în adevăratul sens al cuvântului, dar e clar că n-a fost făcută pentru asta și e o motorizare care e făcută pentru emisii mici. Deci țiplă mașina, sincer, stă excelent. Adică nu puteam să fac asta cu GTI-ul de mai devreme, care probabil prin lățimea anvelopelor, prin tipul lor, că erau mai sportive, n-ajunseseră la temperatura de funcționare și de-aia se simțeau puțin mai alunecoase. Dar cine spune că e o mizerie care punte, cred că n-a condus-o și nu-și dă seama cât de bine stă mașina asta pe drum. Cam asta ar fi senzația. Cutia de viteză e destul de bine calibrată, ocazional la anumite porniri, start-stop, dacă ai o desincronizare între momentul în care apeși tu frâna și momentul în care pornește motorul sau se oprește, o să simți anumite scuturături, dar în rest, cutia schimbă foarte bine, totuși o cutie cu convertizor bine calibrată și mi se pare că merge foarte, foarte ok. Dar atuul este șasiul, manevrabilitate și o mașină care are frâne bune, stai bine în scaun, e o mașină bine antifonată față de generațiile anterioare, chiar și cu sistemul acesta cu plafon și ai o listă destul de lungă de opționale pe care le poți accesoriza pe mașina asta. Și acum îmi dau seama că am făcut un test drive pe un drum extrem de scurt, doar că fiind liber și cu ceva viraje, cred că am putut să arăt temperamentul acesta destul de stabil al mașinii și e un drum pe care îl voi păstra în memorie, pentru că dacă va fi aglomerat, cum se aglomerează în partea asta de DN1, cred că va fi mult mai avantajos să fac test drive-urile pe partea asta aici. Și e mișto că am multe ronduri pe care le pot accesa, adică o iau pe aici și chiar mă distrez. Deși motorul nu este unul cu adevărat puternic, chiar face mașina asta să se miște bine, pentru că e un bloc de aluminiu ușor. Cu o motorizare mai grea și mai puternică nu înseamnă întotdeauna performanță mai mare per total. Țiplă. Și asta a însemnat tot timpul Opel Astra. Chiar a fost o mașină hatchback foarte bine calibrată. Într
Într-adevăr, în spectrul superior al turaților, motorul capătă un zgomot, dar avantajul pe care îl văd în raport cu 1.2 turbo e că are 4 cilindri. Și la un condus constant de autostradă, nu vei sesiza zgomotul motor, mai ales că turația stă undeva în jurul la 2100 de rotații pe minut, adică e un motor care nu urlă, nu e calibrat atât de puternic și cred că acum cât de cât puteți să vedeți și funcționarea farurilor, care sunt pe modul complet adaptiv automat. Și sincer, dovada că șasiul este bun e că nu intră traction control-ul sau ESP-ul. Deci la toate aceste manevre, eu nu am simțit o tăiere a cuplului motor, o corectură din frâne. Deci toată stabilitatea asta stă în aderența anvelopelor și în cum e suspensia și șasiul. Deci pentru mine este o calibrare bună a acestei platforme și sincer mi se pare mai rigid setată decât, adică e puțin mai cu valențe sportive decât vei vedea la Peugeot, Citroen sau DS. Am crescut și la 8.8 consumul, pentru că e o deplasare mai agresivă. Dar, da, e o mașină pe care, sincer, pentru valențele astea dinamice o recomand. Depinde însă cu ce motorizare o iei, pentru că până la urmă contează să-ți adaptezi motorizarea la stilul de mers. Dacă totuși mergi mult în oraș și faci drumuri scurte în navetă, partea de benzină e mai ok. Poți să plusezi pentru plug-in hybrid doar dacă faci și kilometri în afară, vrei și putere, dar mergi și mult în oraș. Și ai unde să încarci mașina. Pentru că dacă mergi cu ea în stilul acesta de dinamic susținut, plug-in hybrid-ul poate să ajungă să aibă consum puțin mai mare. Adică car degeaba acea baterie, ai și portbagaj mai mic acolo și prețul este mai mare, dar ai o platformă tehnică puțin mai intensă pe partea asta de reprize accelerații. Dragilor, cam asta a fost review și mulțumesc celor de la Trust Motors, care e importatorul oficial al acestui brand, că mi-au dat mașina asta pe mână, că eram curios să o testez și în formatul ăsta adevărat românesc, pentru că la lansare n-am mers cu diesel, la niciuna din lansări și pur și simplu n-aveam timp acolo să stau să merg cu toate motorizările pe filmare, așa că am ales partea aia de benzină, partea de plug-in hybrid și cred că doar Lucia a mers cu dieselul acolo. Dar am apucat să o conduc suficient pe drumuri publice și 308-ul care are aceeași configurație, încât să-mi dau seama de tehnica motoare, de consum și da, rămâne un motor bun, doar că nu are rost să-l alegi pentru oraș. Evident că tu ca prim proprietar, dacă vei ține această mașină, să zicem, 3 ani, 4 ani, oricum ai merge cu ea, nu o să se strice la tine, dar nu e ok. Dieselul nu ar trebui folosit în oraș, chiar dacă el săracul merge, dar e prea complex și îl duci într-un teritoriu de reparații costisitoare care pur și simplu nu își are rostul. Așa că benzina rămâne baza, doar că totuși 1.2 turbo în 3 cilindri, având curea imersată în ulei, dacă nu e condus corect, în sensul în care n-aștept să se încălzească, nu faci drumuri puțin mai lungi ocazional și îl ții pentru drumuri de 2-3 minute scurte, s-ar putea să ajungi să ai diluția aia de ulei, să trebuiască să faci reviziile mult mai des. Și un motor care, ala long, cred că duce mai puțin abuz decât acest diesel. Și apropo, dovadă că dieselul ăsta n-are ce să caute în oraș. Astăzi de dimineață, în trafic bară la bară, a luat 35 de minute ca să ajungă apa la 90 de grade. Mașina, noroc, avea scaune încălzite, nu era o problemă, dar vă dați seama, când și afară e foarte frig și sunt, nu știu, minus 10 grade și tu mergi cu un diesel în oraș, el niciodată nu ajunge la temperatura optimă de funcționare și nu e în elementul lui acolo. Dacă, în schimb, te duci extraurban, zero probleme, rămâne un motor ok. Doar că nu te aștepta să-ți dea niște senzații intense la 130 de cai pe o tonă jumate. Un 130 de cai benzină sau configurațiile plug-in hybrid vor fi notabil mai rapide, însă uneori plug-in hybrid-ul va fi perceput ca fiind chiar mai zgomotos. Cam asta a fost concluzia mea finală pentru modelul ăsta și văd mai multe plusuri decât minusuri, însă cel mai mare minus, clar ca la toate mașinile moderne, rămâne prețul. Asta este problema, adică comparând cu generațiile anterioare s-au scumpit foarte mult, dar tot văd în comentarii
ura asta față de importatori. Oamenilor, mașinile astea vin cu prețul făcut de la fabrică. Fabrica decide, producătorul, pachet pentru țări, ce prețuri sunt. Așa că dacă aveți de înjurat, înjurați marca de acolo, producătorul, fabrica, și nu importatorul și reprezentanțele. Nu au ce adaos să-și pună, sunt niște prețuri făcute, inclusiv politicile de discount sunt dictate de către producători. Sunt mașini, modele, la care se vine clar cu mențiunea că nu există posibilitate de discount. Alea sunt prețurile. Take it or leave it, cam așa este. Așa că, da, este o problemă reală pe partea asta de costuri, au devenit din ce în ce mai scumpe. Sperăm că la un moment dat se va liniști chestia asta în câțiva ani și o să avem și noi niște tarife accesibile. Auf Wiedersehen sau Orvar, depinde pe care limbă vrei să te referi la această mașină, că conține de ambele.